3 ani am fost atacat în mediul ăsta online de nenumărate ori, atât eu cât și colegii mei și dumneavoastră consilierii locali. Am dorit și am pretins celor din PSD să nu răspundă sub nicio formă la nicio provocare. Dar acum, pentru că pe lângă consilierii PSD și consilierii în general sunt atacați inclusiv oameni din primărie, vreau să fac câteva precizări apropo de mediul ăsta online. În primul rând, nici eu, nici viceprimarul nu suntem obligați să citim sau să intrăm pe online. Deci, nefiind obligați să participăm la dezbaterea care se poartă în acest spațiu, nu văd cum am putea să răspundem la eventuale întrebări acolo. Dar pentru că am fost sesizat, am studiat și eu cel puțin în ultimele luni. Ultima care frizează, zic eu bunul simț, se referă la turnul de apă. Întrebare pentru cei responsabili, ce destinație a luat acoperișul din cuplul al turnului de apă? Ăsta e titlul mare și de aici o întreagă poveste împănată cu foarte, foarte multe minciuni cu denaturarea adevărului. Se afirmă în acest articol cum că banii pentru turn au fost obținuți încă din 2011 de vechea administrație și că noi acum ne batem joc de acei bani. Vreau să vă spun că în proporție de 80% are merite pentru realizarea acestui proiect la turn, o salariată din primărie care se numește Ruse Carmen. Ea este cea care, hai să zic, sub îndrumarea mea, a făcut posibil acel proiect, depunând cerere și obținând finanțare în 2013. S-a depus programul, proiectul. S-a finanțat pentru sfârșitul anului 2014, începutul anului 2015, dar pentru că de 106 ani asupra acoperișului nu s-a intervenit și eu am rugat să se facă poze la lemn care a rezultat schimbând acoperișul, cât era de pudre, s-a obținut o amânare a finalizării, că nu era logic să faci turnul și urmă acoperișul. Era logic să facem întâi acoperișul și pe urmă să continuăm cu turnul. Turnul a fost dat cu 8 zile mai devreme decât data de 30 septembrie, gata proiectul, a avut autorizații, avize de la Ministerul Culturii și am avut 2 dirigenți de șantier, specialiști în monumente. La monumente nu poate fi diriginte de șantier decât cineva acreditat la Ministerul Culturii ca profesionist în acest domeniu. Pe lângă faptul că se afirmă că turnul este ciudat, mie mi se pare că arată superb, ieri m-a sunat cineva spunându-mi că un număr de vreo 10-12 cicliști străini s-au oprit, au filmat și și-au făcut poze lângă turnul. Vreau să vă spun că m-am bucurat. Dar propriu zis, proiectul turn nu este finalizat. Se va finaliza odată cu Casa de Cultură. Pentru acolo, eu
în viziunea mea cel puțin, văd o piațetă în fața acestor două edificii, flancate în lateral de o alee cu niște statui, busturi a unor personalități din Oltenița. Așa cred eu că ar trebui să arate acolo. Referitor strict la cupru care a rezultat de acolo, a răspuns de el constructorul, care în paranteză fie spus, are toate patalamalele la mână ca să lucreze așa ceva, că și asta se întreabă cei care au scris acest articol mizerabil, dacă cel care a lucrat avea voie să lucreze. E corect, avea voie să lucreze. Acel cupru a fost predat de firma constructoare pe bază de proces verbal către primăria Oltenița și este sub lacăt. Eu am tras de timp un pic pentru că transferam să iau cât mai mulți bani. Și la inițiativa unui consilier local, e vorba de domnul Gheorghe, am început să mă interesez cât bani putem să luăm direct de la remat. Vreau să vă spun că o licitație făcută de către EcoAqua a vândut cupru cu 14 lei kilogram. Știți când ne oferă remat, care este unitate de stat? 17,52 parcă. Ceva de genul ăsta. Da? Deci o diferență de 3 lei și jumătate la un singur kilogram. Din păcate pentru noi, nu avem dreptul să vindem acolo. Suntem obligați de lege să facem licitație cu strigare. Dar licitatorii care îl vor duce tot la remat, că n-au ce să facă cu el, e cupru care a stat 106 ani sus pe turn. E găurit, e ros, e deteriorat. Nu se poate face altceva cu el. Au venit diversi cazane, ceoane, nu există așa ceva. Deci acest cupru, cu toate că nu-mi convine, va trebui să-l scoatem la licitație cu strigare. Dar vom pierde cel puțin 1 sau 2 lei, pentru că licitatorul trebuie să-și rezerve să poată să câștige și el ceva. Și pentru că a venit vorba de turn, vă rog, pe data de 28, adică luni acum, la ora 10, se face practic inaugurarea cu o expoziție de artă fotografică în legătură cu pescuitul pe Dunăre. Vor veni coordonatorii de proiect de la Călăraș, diriginții și eu cred cât mai mulți din partea noastră. Pentru că, haideți să fac invitațiile și pentru nunta de aur pe data de 1 octombrie, vă rog, la ora 11, ora 10, 10 și jumătate, toți consilierii locali. Nunta de aur, cei cu 50 de ani? Știm, de ce zic? Joi. Iar pe 4 octombrie e ziua recoltei. Vă invităm din nou, cei de la televiziune se ocupă de eveniment, de la ora 8 seara până la 10 și jumătate seara, se transmite în direct. Și pentru că în acest articol, care vă spuneam că extrem de incorrect, ar fi trebuit și eu acum să îi explic celui care a scris că e fier și nu fer, decât cu naționalii noștri zic fer. E vorba de fier. Elementul chimic e fer. E fer? Da. Ce scuzați? Înseamnă că sunt eu. Trebuie și fer și fier. Nu știu cine a scris, dar eu știam că e fier. Fierul este fer, amestecat cu carbon. Așa, pe agricultură. Și în tabelul meu de elevi e fer? Fe. 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 Da. E posibil. Deci înseamnă că eu sunt în acest articol mă trimite ca să vedem și alte articole scrise. Și am fost curios să văd și eu ce.
Întrebarea săptămânii de la șoferii oltenițeni. Poză mare, cu niște gropi, într-adevăr foarte mari, la intersecția lui DN4 cu DN31A. Ca să fim explicit spre port acolo. Păi bă, fraților, dacă poți să pui asta acum două săptămâni când e finalizată lucrarea de acum o lună și jumătate, două, denotă extraordinar de multă răutate. De trei luni. Deci de trei luni e finalizat acolo și acum pune poză cu gropi și zice că șoferii întreabă ce se întâmplă acolo. O altă întrebare. E vorba cu tăierea pomilor. Am fost și eu curios că da, trebuie să te pregătești să dai răspuns, dar e ultima dată când răspund la întrebări online. Cine are o nelămurire să vină aici. Primăria este deschisă pentru oricine și putem să stăm de vorbă despre orice. Am cerut câți pomi, câți arbori s-au tăiat. Conform actelor și cerințelor cetățenilor, s-au tăiat 30 de pomi, de copaci. S-au mai tăiat un număr de 20 și ceva de pomi fructiferi. E vorba de vișini și corcoduși. Nu s-au tăiat în rest nimic. Iar din documentele primăriei, numai în 2015, s-au plantat 200 de copaci, 250 de stejari roșii și 450 de arbuști. Vă rog să faceți dumneavoastră comparații. Un alt articol foarte urât sunt taxele de la Bălci. Din ce știe orice locuitor al municipiului Oltenița, în luna octombrie anului anterior, dumneavoastră, prin hotărâre de Consiliu Local, stabiliți toate taxele și impozitele locale care privesc Oltenița. Nu m-am băgat și n-am avut treabă de nicio culoare eu cu Bălci. Asta mai mi-ar lipsi să mă ocup de Bălci. Deci, cum să vă spun, este multă, multă, multă mizerie și denaturare a adevărului. Eu sunt de acord că am multe păcate. Probabil. Dar scoate-mi-le în relief pe cele care le am. Sunt convins că cei care promovează asemenea articole nu le convine nimic din tot ce se face. Nimic. Am să-mi pregătesc pentru luna noiembrie, probabil, un raport de activitate, dar vă spuneam în mare. Până astăzi, când vorbim, inclusiv 2015, avem 100.000 de metri pătrați de asfalt. Și acum mă asasinează Torșu Bice, cum îmi place mie să-i zic. Are din nou program cu hartă de plombări, sute de metri pătrați în tot orașul. Are de mă asasinează cu pinten, că puțin știți, pe o tronsonul de la turn, de la Dunăre. Spre Dunăre. Cred că ați văzut ce se lucrează la acele trotuare, cum le facem și câte și câte. Și atunci când depunem atâta muncă, vine și se aruncă numai mizerii în cap, nu cred că se face bine. Și pentru că tot vreau să clarificăm niște lucruri, dar nu cu încrâncenare, nu cu ură, am citit și m-a amuzat un alt articol, e adevărat că nu-i semnat. Dar și dacă era semnat, nu mă deranja. E vorba de hambarul animalelor de lângă bătrânul fluviu al Cătunului din Sud. De Sud. Aici am spune că e o poveste. Probabil că este o poveste inspirată din fabule, din ferma animalelor, al Orwell. Și avem aici un porc bătrân care conduce unicic. Mai avem un mistreț
un porc mistreț care ajută. Avem scroafa munteanca Luiza. Avem o capră. Popica Cristal. Nu, nu vă gândiți că n-are nicio legătură cu persoanele care le cunoașteți sau ar fi pe aici pe lângă noi. Mai avem că de aici e riposta mea, că n-aș fi riposta niciodată pentru niciun pamflet, pentru nimic. E vorba de o gâscă leșească din rasa mușatină. Această gâscă leșească din rasa mușatină, care e o intelectuală totuși și nu văd, spune cel care a scris sau cea care a scris, ce caută lângă celelalte animale, împreună cu scroafa, capra și cu ce e mai e pe acolo, și-au făcut un scop în viață din călăreală. Călăreala, cred că știți dumneavoastră ce înseamnă. Cine a făcut? Dar călăreala are un scop bine definit. Această călăreală, domnul Dragoș, sper să filmați tot, da? Filmați. Această călăreală are un scop extraordinar de bine definit. Să procreeze. Pentru că purcirii, urând mirositori și pestilențiani și toate nenorocirile, vor trebui să preia moștenirea socialistă. Cu toată bunăvoința și cu tot dragul, vă rog să-mi permite să-mi aduc și eu un aport la această fabă, la această poveste. Mie mi se pare incomplet. După cum ați observat, scroafa, capra, gâsca. Dar aici am o poză care m-a inspirat. Capra călărește o vacă. Din această poveste lipsește vaca nimfomană. Vaca prostituată a staurului, care la tinerețe a practicat călăreala de amorul artei, uneori e adevărat, a practicat-o și cu taurul comunal. De ce să nu facem un... Dar aici ce scrie munteanca lui... Păi să-i dăm și o denumire acestei vaci. Eu, ca să nu fie nicio legătură cu persoanele în viață, de față sau mai știu unde, zic să o numim Gaura Sugeanu. Adică să nu facem nicio trimitere la cei pe care îi cunoaște sau ar putea să ne dea în judecată. Că de-aia e scrisă cu munteanca, cu leșească, cu cai bălțați. Mai avem personaje aici. Dacă vreți, vă pot descrie și pe țapul bătrân. Și tot așa. Dacă cineva crede că sub masca eu știu a inocenței d-astea prost înțelese poate ataca la nesfârșit, eu după 3 ani le-am spus tuturor celor atacați să riposteze. Nu se mai poate. Până când bătaie de joc. E adevărat, vaca e mai solidă, mai mare, mai lăbărțată, mai... Asta e. Dar probabil că și animalele astea mai mici ori avea posibilitatea să riposteze. Sper să fiu bineînțeles, nicio legătură cu persoanele cunoscute sau în viață, dar cred că merita să fie o fabulă mai completă. Eu atât am vrut să vă comunic, nu uitați, 1 octombrie, nunta de aur, 4 octombrie, ziua recoltei. Și pe 5, să mergem și la mișcare. Păi întâi, da-i nunta de aur, pentru că e ziua internațională a persoanelor vârstnice. Da? Și în rest, în legătură cu banii cheltuiți de la primărie, nu există niciun leu cheltuit fără să avem în spate rapoarte de specialitate,
Și tot ce înseamnă, cum să vă spun eu, încă suntem uneori, vrem să facem și ne potignim. Trebuie să vedem prevedere bugetară avem și iar o luăm de la capăt. Nu există ceva care să nu existe, să nu fie transparent. Iar n-am vrut în timpul ședinței să dau un răspuns lui Cristina. Toate sumele alocate la absolut toate școlile sunt în urma cerințelor profesorilor de acolo, iar anul ăsta cred că a venit și rândul profesorilor de sport care au cerut mereu să li se facă terenurile de sport. În plus, că așa are soartă liceul ăsta Nicolae Bălcescu, am reușit să aduc 2 miliarde și jumătate de la Consiliul Județean. Nu cred că este rău că am adus și de acolo o sumă de 2 miliarde și jumătate. Alea sunt sumele. Da, vă rog.